etapă înainte de finalul campionatului județean masculin de handbal, CSM Lugoj este matematic campioană cu drept de înscriere în divizia A. Participarea ei în cea de-a doua ligă a țării depinde doar de finanțarea pe care o va primi de la primăria Lugoj. Pe teren, echipa antrenată de Dorel Pavel și Nicolae Boban și-a făcut datoria. Poziția de lider al campionatului a fost consolidată joi atunci când handbaliștii lugojeni au trecut pe teren propriu de SCM Poli Timișoara cu scorul de 28-26. La pauză, tabela arătând 13-11 în favoarea CSM-ului. Principalii marcatori din tabăra Lugojului au fost Damșa cu 10 reușite, care și-a adus un aport covârșitor la victoria echipei, Drăgan, care a introdus de 5 ori mingea în poartă, și Gârdea, respectiv Costea, cu câte 3 reușite. După acest meci, CSM Lugoj se află la 4 puncte distanță de următoarea clasată HC Giroc, iar meciul din ultima etapă, pe care o va susține în deplasare la Voința Biled, nu va mai conta în adjudecarea poziției de lider de către formația lugojeană.